România ar putea călători în toată Europa cu autocarul cu doar câțiva lei. Din această toamnă, cei care doresc să meargă în afara țării cu bani puțini pot alege din peste 1000 de destinații puse la dispoziție de către cei care fac transport internațional. Cursele, costul biletelor și rezervările nu vor mai fi găsite doar la agenții, ci și printr-o aplicație online. Bilete la prețuri reduse, oferte last minute și rezervarea facilă a unui bilet către destinația dorită. Toate pot fi accesate printr-o aplicație de către cei care vor să călătorească în afara țării cu autocarul. Cu o tehnologie foarte avansată și care îți permite să apeși 2-3 butoane și să vezi 1400 de destinații. Poți să cumperi acolo, poți să plătești acolo, nu-ți trebuie bilet tipărit, arăți de pe telefon. Și numărul destinațiilor a crescut. Din această toamnă, românii vor putea merge cu autocarul în aproape toate țările din Europa. We have already connections in 26 countries and about 1200 cities. Huge benefit for much more possibilities to travel. Prețurile sunt și de 20 de ori mai mici decât pentru o călătorie cu avionul. În unele perioade pot fi găsite curse din România până în Budapesta care costă 60 de lei. 130 de lei costă un bilet de autocar până în Viena. Un drum până în vestul Europei, în Germania, costă 180 de lei. Curse sunt și către orașele importante, cât și spre micile orașe ale țărilor din afară. Mai multe țări și în special mai multe orașe, da? Deci din Germania, de la 30 de orașe pe care le avem noi, ne ducem la câteva sute de orașe. În România, peste 700.000 de persoane preferă să circule cu autocarul în detrimentul avionului sau a mașinii personale.